Ora si va a Bine Banga Sit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că obiectivele sunt o parte esențială a performanței, tot vorbim de obiective. Ieri, pentru cine nu a avut o posibilitate de a asculta emisiunea, am pus pe oamenii să aleagă un obiectiv complet nebun. Spre deosebire de ce se face de obicei, de a alege un obiectiv să fie realistic, să fie specific, să fie clar, eu nu, am zis să fie un obiectiv grandios, extraordinar, no limited, incredible, universal, spectaculos, che è evidente da acronim genius, che mi sembra mai tare decât smart. Și am zis, mai ales, să fie ceva imposibil, adică să fie clar că e imposibil de atins. De ce așa ceva? Pentru că în momentul în care un om vizează și nu se lasă blocat de credințele limitative uzuale, descoperă ceva despre sine. Adică în momentul în care ați avea într-adevăr o baghetă magică sau o lampă lui Aladdin sau care într-adevăr ați putea face orice, dincolo de prostii obișnuite, vreau vila cu piscina, vreau mașina mai mare, tone de bani, ok, astea sunt banalități pe care toată lumea le vrea, astea sunt obiective care transmit doar frica, adică frica și nesiguranța. Am nevoie de bani mulți să mă simt sigur, am nevoie de vila mare să ascund cât de nesigur sunt, asta sunt prostii. Nu, adică ce vrei într-adevăr să faci, de ce ai vrea ceva așa de imposibil. Deci, eu vă sfătuiesc să vedeți un moment cu seriozitate acest exercițiu și să evaluați un moment. Dacă într-adevăr l-ați făcut sau o faceți acum. În momentul în care am visat și aș vrea într-adevăr să se întâmple asta în viața mea, dar deja știu că e imposibil. Care sunt valorile pe care le satisface? Adică aici se întoarce întrebarea, de ce vreau asta? Ce beneficii m-ar aduce dacă chiar s-ar întâmpla? Ok? E ajungem la un punct pe care eu consider foarte important. În cercul New Age e mereu cineva care spune tot este posibil, imposibil nu există. Asta evident este o timpenie New Age, pentru că imposibilul există. Dar, atenție, orice poate să devină posibil cu inteligența, cu strategia, cu tehnologia. Eu nu pot să zbor. Asta e ceva imposibil. Dar cu ajutorul tehnologiei pot să zbor cu alte metode. Ok? Deci, ceea ce vă spun este, pentru obiective, asta e metoda, pentru a înțelege mai bine obiectivele de suflet de care eu vorbesc mereu, dincolo de obiectivele de care le numesc birocratice. Adică, deci, analizați un moment acest vis nebun, în primul rând verificați dacă într-adevăr e nebun sau nu cumva ar fi realizabil. Pentru că în momentul în care eu zic, asta e ceva imposibil, stai un moment, cine a zis că e imposibil? Dacă aș avea puterea, dacă eu aș fi altcineva, dacă eu, ce aș putea face? Care ar fi o metodă tot imposibilă să se întâmple? Ok? Și de multe ori vin idei pe care nu v-ați venit în minte niciodată. Dacă lumea pornește cu gândirea limitativă, cu gândirea realistică, se blochează în niște cercuri de gândire banale. Cu gândirea imposibilă, cu gândirea cu grandomanie, se ajunge undeva, se ajunge la descoperirea posibilului. E, la un moment dat, cred că adevăratul talentul nostru este de a descoperi potențialul, de a descoperi ceva care credeam că era imposibil, dar de fapt nu este. Chiar dacă este imposibil, că ne lovim de o imposibilitate,
tot je calde a occo lì. Adica, ok, non si può attingere in acel modo è impossibile, dar poate cu alta metoda se può. Și mai ales, învețăm ceva despre noi, care este lucru cel mai important. Și pe care l-aprofundăm un moment mâine, pentru că trebuie să vedem un moment care este adevăratul sens a atâta obiective. O zi plăcută în continuare, vă aștept mâine la aceeași oră.